ei -au, nu m-au mai ajutat financiar și cumva trebuia să găsesc o cale să supraviețuiesc. Și am lucrat am lucrat la un moment dat într-un remat în ăsta în fier. Așa. Și după aia am ales să plec din țară. Ok. Am plecat în Spania. Dar în perioada asta mai consumai droguri? Consumam, da, așa din când în când. Doar etnobotanice? Da, foarte... Nimic da, altceva? da, da. Din când în când. Și... Vorbesc cu un prieten, m-a chemat în Spania Așa. pentru droguri. Cum pentru droguri? Să transport droguri. Că. Dar el nu mi-a mi spus abia când am ajuns acolo. A spus, vină aici, să caut eu de muncă, îți găsesc ceva, am ceva Așa. ce pregătit pentru tine. Și am luat bilet și m-am dus. Și din ce mi-a spus el, trebuia să transport din Maroc Așa. în Spania. Să aduc droguri din Maroc în Spania. Și cum să faci asta? Le înghițeam. Deci aduceam hașiș și practic eram cărăuși. Aduceam dintr-o parte în alta pentru o sumă minoră de bani. Pentru cât? Prima, primul transport pentru 600 de euro. Dar nu ți-a fost... Și cum ai... Nu mi-a fost frică. Am fac pentru bani, nu contează. Vreau să câștig rapid, niște bani. Așa. Și riscul era risc, dar probabil nu eram conștient de riscul care era... Ce vârstă acolo. aveai tu? Apoi 20 de ani pe acolo? Undeva, da, 20-21 de ani. Okay. și țin -mi că am fost în Maroc, a trebuit să înghițim aveam niște capsule. Ai, erai zi, mai mulți? Nu erai doar... Eram două persoane. Două, Doi. Da, două persoane și un supervisor care ne... nu no, <laughs> vă n-au avut încredere să, vă lasi, să te lasi Ei, singur. Nu, că poți să pleci cu drogurile. Ok. depindea. Era acolo să ne ajute să, să... Cu limba, cu... Da. Și să înghițim toți. Asimente. Să, fim, să fie sigur că transportăm toată cantitatea care trebuie să ajungă în Spania. Și erau capsule de 10 grame așa mari așa. și trebuia să înghițim 100 de capsule. 100 de capsule? Da. Un așa kilo... mari? Un kilogram, da. Un kilogram asta vine un kilogram de hașiș, de ciocolată, cum îi ziceau ei. Și trebuia adus în, în, Spania. Ei ne ofereau drum, cazare, mâncare. Păi ce să mai mănânci dacă... Ce să mai... <laughs> Era plin, da. Plin. După ce descarcam, da. Și după, Păi stai și astea nu se vedeau la scanere și la din astea? Da, atunci nu ne controlau cu scanere. Exemplu, când vineam cu feribotul din maroc în Spania, erau controle corp la corp, dar nu erau. Erau cu control... dinale așa. Da, cu sau... scanere. Mm -hmm. Sau pipăit sau cum. Pipăi, da, și da. cu scaneri să văd dacă ai ceva. Cum treci prin. În haine, dar nu în interiorul corpului. Nu Nu, 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 nu. Acum, dacă ar fi să treci, te sunt aparate speciale care pe vede asta, exact Dar pe timpul ăla nu erau. Da, probabil erau... Ce an vorbim? Hai să, hai să și asta în timp ca să ne să facem zic așa 20, o idee. 2014? Deci nu cu foarte mult. Am 15 cam așa, da. Cum 2014, 2000, 2000, 2014, cred că e cel mai sigur. Păi și acolo când ai ajuns prima dată la... Ce, ce se amintești când ai ajuns să iei drogurile de la cine sau cum? Era deja lucrurile stabilite? Doar v Da, dus? da, da, erau totul stabilit. Noi doar el le aducea acolo în incinta unde dormeam în hotel și noi trebuia să le... Păi ia -mi așa, uite cantita, cana asta. Cam cât mai mare decât cana asta erau? Toate A, la un loc? Toate la un loc? Da. Toate la un loc era o plasă așa da, plin. Am da, și voi trebuia da. să... Și cu ce le îngizeați? Cu apă sau cu ce? Cu apă, da. Toate la un loc o plasă plină, să zic, cât asta? Ceva de genul, da. Poate mai... Poate mai, mai mare? Mai, mai, mare ca volum. Ca dacă dacă sunt bile, ele sunt voluminoase așa. Când și ne zic, bila la cât de mare era? 10 grame și cam atât era o bilă. Poate un pic mai lungă și... Da. Și... Păi și cât îți luați ies în Câteva ore. Ah, ok. Câteva ore, pentru că... La un păi un moment... și corpul nu simțea nevoia să le elimine? Nu, noi nu, mânc, nu mâncam nimic cu câteva ore înainte. Ok ca să ai, să fie stomacul gol, da, să fie stomacul gol și cu apă, una câte una, dar la un moment dat, când corpul se, se, se umflă, când bagi prima oară, da, vine, vine în stomac, da. nu se duce în burtă, după aia se așează. Da. Și îți, îți vinea să le, să le dai afară, da. da. Mai de dai afară, după aia le luai iar, trebuia, practic, să iei cantitatea care pentru care venisim să o iau. Da. <laughs> După, m-am certat, nu știu cum ne-am... Câte alterat. transporte de astea ai făcut? Am făcut prima dată unul. Așa. Acolo, din Maroc, în Spania. După, nu știu care a fost combinația de m-am certat cu prietenii. Păi stai meu. puțin, și unde, ce făceau cu ele? De acolo, ce făceau cu ele, nu, nu știu. Nu da. știi, nu consumai și tu? Ba da, consumam și eu. Simt și asta cum cumpăram. se fac, cum se consumă? Cu, nas sau cu? Nu, 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 se rulează în, ah, în țigară. Ah, da, în okay. zis așa. Da, și uh -huh. Și, și asta ce sigură? stare, ce stare dau? îți dau? o stare așa, calmă, tot un pic de eforie, te relaxează, stai mai mult pe jocuri, pe... Depinde ce activități <laughs> faci. Dar tu nu, în momentul ăla, uite, te întreb acum, cumva, uitându-ne în urmă, nu era ceva care să te mustre conștiința acolo că, sau poate Dumnezeu nu exista deloc în mintea ta? Nu. Deloc? Ok. Nu, deci da. tu îți vedeai interesul, vreau bani și... Vreau bani și să mă descurc, C să okay. continui cumva să deci, supraviețuiesc. Uitați, e total de Dumnezeu. Da, da, cumva da. Nu mă rugam, nu, nu mă gândeam, cumva eram total... Dar nici măcar când treceai pe lângă o biserică sau ceva, nu te lua așa puțin... Nu, când, nu? nu eram... Nu aveai nicio treabă? Nu. Okay. Bun, și... te-ai cu asta? Deci ai făcut doar un singur transport? Prima dată da, și după m-am încercat cu asta și Așa. am locuit pe străzi în Spania, în Madrid, de nebun, mi-am luat, mi luat bagajele, am zis Bă, eu plec, nu mai, nu, mai, nu mai stau cu tine și am stat pe străzi nu știu, o săptămână, două săptămâni, până am făcut legă printre românii cu care Așa. stăteam. Ai erau și alți români pe străzi. Mai pe erau și alți români, da. Uh -huh. uh, am întâlnit pe cineva care mi-a spus, vrei să transporti droguri? Iar? Ai pașaport? Da. Ai pașaport, pentru că eram într-o stare în nu mai aveam nici bani de mâncare și cam greu, trebuia să supraviețuiesc, trebuia să cerșesc cumva să-ți procur mâncare. Și el mi-a zis în felul următor, îți dau hotel, așa. îți dau un telefon, îți dau niște bani și dacă ai pașaport, te contactez eu, vin și vorbesc. Tot și român de al nostru? Tot, un român evreu, da. Uh -huh. Și tot la fel consum. când trebuie să pleci, eu te anunț să-ți iau bilet de avion și, și am făcut. Câteva Pe același model? Uh, nu, aici era cu cocaină. Mai grav. Dar tot la fel? Tot la fel, înghițit. Tot și tot. Înghițit și mai erau uh, exemplu, am fost în Abu Dhabi. Așa. Și cineva ah, te duceai de multe da. locuri. Da. Turcia, Abu Dhabi. Și le aduceai de acolo? Le aduceam de acolo. E, e, existau momente când le înghițeam și le aduceam eu în țările respective. Ah. Sau existau momente când, când le mă duceam și ridicam marfa și o aduceam în Spania. Trebuia adus în Spania. Și care a fost cantitatea cea mai mare pe care a adus? Un kil uh, jumate. Uf. Dar nu în burtă, ci în plase. Asta a fost cantitatea când m-am dus în Abu Dhabi. Am stat o săptămână acolo și trebuia să vină cineva din Columbia. Așa le avea în burtă deja da. și el le descărca după zona de securitate, le descărca în aeroport și eu doar mă întâlneam cu el, el lăsa plasele jos și făceam pur și simplu schimb de, de plase. Eu luam plasele lui și plecam. Dar bine, asta trecând prin zona de securitate, doar ce trebuia să intru în aeroport și când ajungeam la destinație trebuia să ies și nu te mai controlează nimeni. A, pentru că am înțeles. ok. Era în zona neutră. neutră. Da. E, tu asta, am luat plasele și cumva m-am dus spre poarta unde trebuia să ajung și am văzut sistemul de securitate. Trebuia să trec chiar prin sistemul de securitate. Okay. Și nu știam ce să fac. Eram într-un dubiu. Eram conștient că dacă pun drogurile pe, pe scanner, e clar. Mă prinde. Dacă nu le pun pe scanner, cumva trebuia să, să trec cu el. <coughs> și am zis, ba, ce o fi, o fi. Dacă mă prinde, mă prinde. Am pus drogurile pe scanner Așa. și nu le-au văzut. Păi, a mai erau și alte lucruri în plasă, nu erau doar... Da, erau cu fel de fel de cumpărături, dar nu le-au văzut printr-o minune, că normal ei știu ce ai în plasele alea, indiferent ce, ce... Dar dacă mă prindea acolo, pedeapsa era cu moartea. La arabi. La, la da. Deci tu știai la ce erai? Sub... Nu știam, am dar aflat știa. după aia. Deci dacă mă prindea acolo, persoana era de capitare sau sentința cu moarte. Tu vorbești zice... Da. E periculos pentru că ei foarte strict, mai ales într-un aeroport internațional și pe teritoriul lor, cum vrei eu nu ieșisem din zona, de, din zona arabică, eram tot pe Erai pe teritoriul lor. lor. da. Și ca să trec prin scanner să ies din zona arabică, din zona neutră, trebuia să trec pe... Am pus plasele și printr-o minune m-am și mirat, eu personal... Dar tu te așteptai să fii prins? Da, mă așteptam să fiu prins și m-am mirat că nu m-au prins. Dar tu de ce nu îmi ziceai, bă, dă-le încolo de ploase de droguri, lasă las aici și văd drum. Așa am vrut Inițial așa. așa am vrut să fac, dar pierdeam bani, Perdeam bani da, și riscam așa. și să mă cert cu asta. adică cumva... Dar dincolo de ceartă nu era și supresiunea asta a faptului că dacă se pierde o... că ba da. că era o sumă mare de bani, ei ba nu da. voiau să recupereze de la tine banii, adică... Ba da tocmai asta era și frica. Cumva nu avei cum să faci tu din nebun de capul tău. Erai, erai urmărit, pentru că întotdeauna când ridici o marfă, ei te urmăresc cumva, pentru o persoană care nu o cunoști și poate să fie cu tine în avion sau indiferent. Pentru că dar au cât, niște valora, a, cât valora, cât valora? Nu am nicio idee, dar să zic așa, din, ce, din când m-au prins și la poliție, au zis că era un kil jumătate de cocaină pură. Și nu știi prețul? Dintr-un chil de cocaină pură, poți să faci 3-4 kg de cocaină, ah, pentru că n-ai cum să tragi uh -huh. da, cocaina pură pe nas. Și cât e un, nu știu, un joint de, de o, cocaină? Do Sau, or, un chil, din ce au auzisem de la băieți pe atunci, un chil îl vindeau cu 30-40 de mii de euro. Deci tu transportasei i aproape de 100 de mii de euro. Cred că și mai mult, da. da. Chiar mai mult. Wow. Și, și tu ție cât îți revenea? Cât luai pe Cât, Dou de exemplu, pe ăsta din Abu Dhabi aici, în Spania, cât luai? 2000. 2000 de euro? 2000 tu... de euro, da. Plus celelalte incluse, da. Și... Adică inclus înseamnă cazare, drum, cazare, are, drum, asta da, era da, pentru mâncare ier, mâncare. Și, da, ce... și ca, de câte ori avea nevoie de tine tipul ăsta într-o într lună, să zicem? Câte transporturi făceai? Într-o lună mergeam, cred că, de două ori. Dar rar mergeam de două ori, pentru că cumva trebuia să să nu bați la ochi, să tot să călătorești prin aeroportul și mai ales un aeroport unde te duci de două, trei ori, exemplu cum era aeroportul din Madrid. Așa, atrăgeai atenția. Da, dacă e, călătoreai prea des, ducându-te și vinându-te, atrăgeai atenția. Deci cumva îmi dădea o dată pe lună, eu trebuia să fac un transport. Și mai circulam, bar mai vineam în Fii țară. Atent ce te întreb. Deci 100 de mii. Câte transporturi de asta ai făcut? Am făcut undeva la 3-4 transporturi. Deci spre 400.000 de euro? Ceva de genul ăla. Ai transportat. În cât timp? Să zic în câteva luni. Două, trei luni. Și tu cât ai câștigat? Eu n-am câștigat aproape nimic. Banii îi cheltuiam foarte repede. Bine, da, da, cât îți dăteau ei? Da, 2000 pe transport. Deci 2000 ori, vreo 10.000 maxim, 10.000 de euro. Să zic 10.000 maxim, da. Hai frate. Da, nici eu nu câștig. Păi astea, eram cărăuși, pur și simplu cărăuși. Da, și îți dăteau să și tine? Nu. Deci, cumva, nu aveam voie să consum cocaina, dar cum consumi, cumva, te distrage de la munca care o faci, mai ales dacă eram cu ei nu trebuia să știe că consum, dar nici nu consumam. Atunci nu eram pe cocaină, nu... n să Doar fumam, da, doar fumam. Fumai ce? Marihuana, Hașiș, da. Și nu, nu eram pe... Astea sunt ilegale în Spania, nu? Cumva, da, sunt ilegale. De dar ce zici dar cumva? Pentru că toată lumea fumează. Serios? Toată lumea fumează, da. Se zicea la momentul respectiv, Madrid are șapte milioane de locuitori, jumate fumează. Dar nu fumează nu tutun. Fumatori. Nu tutun, marihuana sau așiși. Pentru că ei au și legal, au voie să crească o plantă sau două plante. A -a. În casă. și cumva dealerii îi găseai la orice corț, dacă, dacă poliția îi vedea sau ceva, bine că da, manevrile se fac între ei chiar și acolo? Da, nu da, vorbim doar de România că se întâmplă asta? Da, da chiar și acolo cred că e mai, mult mai puternic dar polițiștii știau ceva, nu? Iau și ei și și partea? N-am nicio nu idee, știi. dar probabil, mult ca sigur, că dacă ar fi să fie strict să-i prindă n-ar mai rămâne niciunul asta ar însemna să scadă economia drogurilor din Spania și E una foarte ridicată. Serios? Da, da. Bine, probabil că vin și pe filiera America de Sud destul de mult. Da, da. Sunt mulți africani, mulți din Maroc, colombieni, mai ales că... asta zic. America de Sud se mai vorbește spaniol. Spaniolă, da, în America de Sud se vorbește de da. spaniol pe zona asta. <gătă> <gătă> și ai făcut transporturile astea, după care ce s-a întâmplat? Da, hai să te mai întreb ceva. <gătă> nu știu, poate că sună mai urât așa, dar te întreb și asta. În momentul în care descărcai marfa, tu trebuia să o cureți, trebuia să. Da, trebuia spălat. spălat să luam laxative tot. și. Da, a, luai laxative de. Da. Nu altfel. păi da. și cât stăteai tu la baie pentru a da în jos jur, un kilogram și în un pic în jur de. nu știu, jumătate de oră, oră. Și. Știi, ai când ai ieșit tot? Când totul. le numărăm. A trebuia să la număr. Da, a... trebuia să iese la număr. Trebuiau curățate, na, trebuia să dai marfa curățată. <gântu -i> Puteai să o dai. Nu, asta, da. e... foarte. Era un, un sistem, o procedură care îl aveam, da. Practic aveam un legian, descărcai în mm. legian. Bine, dacă nu mănânci nimic, iese doar da, da, apă da. Cu... Mm -hmm. cu, produsele cu, cu produsele respective. Da. Așa a fost. <gântu -i> da. <gântu -i> Pentru bani. Pentru bani, da. Vroiam să câștig mulți bani într -un în timp, timp, timp foarte, foarte scurt. scurt. Da. Și Se... prietenția ai mai făcut din ăștia care erau așa? Aveați o Nu, cașcă? prea, nu, nu. De obicei, nu. Pentru că automat, dacă ai un grup de prieteni Ești vulnerabil. Da, ești vulnerabil și poi, și ei făceau contactele în așa fel încât să nu prea să faci prieteni, să, să călătorești, să duci, dar să nu ai nici prea multe contacte. Păi poate tu îți cum vine te... idei și le vin sau poate okay, poți da, să fugi. Da, 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 sau... corect. Păi și de exemplu ei spuneau așa, uite te duci, povestește-mi un pic, prietenul ăsta zicea bă te duci în Abu Dhabi, să da. zicem, de unde știi cu cine te întâlnești? De unde iei marfa? De unde El îmi făcea contactul tot. El mă suna și îmi spunea cu persoana respectivă de te întâlnești. Îmi dădea număr de telefon. De număr de telefon, da, și A. cumva vorbeam cu el când ajungeam în aeroport, ne puneam un punct unde să ne întâlnim și ne întâlneam. De multe ori existau erori. S-a întâmplat să fie o eroare și eram să dau marfa cu ei, nu trebuia. Păi să o zi. las unde nu trebuie, dar cumva... Cum ți-ai dat e, seama? Exemplu aici, când am venit din la Dhabi, n-am fost, pentru că m-au prins, am avut schimbare la Bruxelles și m-au prins. Dar A, am, fost în, spus. Așa. am fost în Turcia, pentru că n-am terminat Așa. faza cu Am fost în Turcia și acolo mi-a făcut contactul, dar contactul era greșit. Și când m-am dus acolo, eu normal că am ascuns alea dinainte și că trebuia să-mi ridic banii, că banii îi ridicam când predam marfa. Și cumva ei n-aveau nimic să-mi dea și mi-a spus, ce să-ți și, și atunci te ai, -ai noroc, dat seama? Da, noroc că mi-am dat seama imediat și erau 5-6 inși în jurul meu. Puteau să mă, mă ridice dintr-o bucată. Dar cumva s-a rezolvat. Am, am reușit să... Și în Abu Dhabi, când, -a, când am trecut de Abu Dhabi, Așa. am avut schimbare în Bruxelles da. să ajung în Spania. Cu marfa aia de care Cu spuneai marfa, tu, că da, ai pus-o pe... Exact. Și... Am avut schimbare de la poartă, au schimbat poarta cumva. Dar ei te cunosc după camere, își dau seama de comportamentul care l ai. mi-era mi -mi frică, întotdeauna în aeroporturi, mi-era frică să nu mă prinde. Eram conștient că poate să te prinde oricând. Așa. Dar pentru bani o făceam. Și când am ajuns la poartă, nu m-am pus nici în față, nici în spate, să nu bat la ochi că vreau să intru primul în aeroport sau ultimul. Și când m-am dus să dau biletul de avion, deja Poliția Federală era acolo m-au dat deoparte, nici nu s-au mai uitat pe bilete, ei știau cine e. M-au scanat pe camere și au văzut că mă agit, eram transpirat tot, eram, mă plimbam dintr-o parte în alta, mă uitam de jur în prejur și când am ajuns acolo ele. <laughs> și aveam o plasă, întâi s-au uitat repede să controleze, să vadă dacă am ceva în plasă sau nu. Da. Și au controlat plasa, au găsit, m-au întrebat ce s-a și am zis că nu știu și după aia m-au pus pe scanner să vadă dacă am uh, ceva înghițit. Bineînțeles, nu aveam nimic înghițit și m-au arestat. De în, în Vă că ești foarte detașat. Pentru că am trecut peste, acum am, am povestit Povestis. și ieri, am povestit și da, da, da. Și -a, și -a okay. de Bun. Deci te-au are? arestat la la Bruxelles și te-au băgat în închisoare sau ce s-a întâmplat? Da, au chemat un avocat, m a judecat Așa. și m-au condamnat la mai puțin de trei ani din 3 ani a făcut 11 luni. Dar ju, până să-mi dau seama căt, că trebuia să stau închis, Așa deja 6 de. luni trecuse, pentru că mă judecam lună de lună, mă duceam să-mi prelungească, să prelungească. Și ai stat în Bruxelles sau unde? Toată în în Bruxelles, Bruxelles, da. Și Ști acolo ce făceai? Prima oară am fost în maximă siguranță, ieșeam o oră pe aer, eram într-o cameră de 4 metri pătrați, 3 inși, 4 inși. După am făcut cerere să mă duc să muncesc, m-au schimbat pe o altă secție, coseam la mașina de cusut hainele prizonierilor și după am schimbat o altă închisoare. Faptul că ai un comportament bun bun și ești cu minte, îți schimbă procedura, nu te mai ține maximul siguranță și te trimite undeva cât, cât de cât să te reabilitezi când ești de acolo să ieși reabilitat, să ieși cumva să te apuci de treabă, să nu mai faci același lucru. Și când am ieșit, m-am făcut țar și bucătar, am început să gătesc, m-am lăsat total de, de droguri, de transportat. Deci, ai stat 11, 11 luni în închisoare. M-au trimis pe avion, <coughs> sănătos. Mersi. M-au trimis pe avion în, în țară, m-au extradat. Vorbim de ce an? A, 2016. 2016. Da. Deci, închisoarea ai făcut-o unde? în Bruxelles În Bruxelles ai, făcut, ai stat 11 luni în, uh -huh. în închisoare acolo. Uh, cum a fost viața asta în închisoare? Grea. grea prima oară am stat cu un rus cu un român și un uh, băiat din Maroc faptul că stai ai un WC într-o cameră de 4 metri pătrați mâncarea așa și așa, așa și stai non-stop închis, pur și simplu nu ai o oră pe zi pe aer, te dui, poți să ieși la aer. A fost foarte frustrant, cred că în primele luni am fost în depresie, să zic așa. Am fost, n -am, nu prea am vorbit, nu prea... Ți-a părut rău de ce ai făcut? Mi-a părut rău, da. te am mostrat conștiința? m am mostrat, da. Și ușor, ușor, după două luni m-am acomodat cu cu locul de acolo din uh, închisoare. Dar Faptul ce vezi acolo te sperii pentru ce? că nu mai fiind în... Eu nu știu ce. Da, diferite, nu. diferite activități, lumea se mai bate. chiar uh... și acolo în civilizația asta? Da, da. Uh, se consumă uh. droguri și nu într-o uh, se fac diferite manevre dacă prin cu, cu cum se cheamă cu cei care au grijă cu gardienii închisorii poți să-ți faci intrare de telefon, poți să-ți faci intrare de droguri, poți să-ți faci... Dacă ai... Dacă ai bani, bani, da. E, și eu am fost și în închisoare am fost, cum se cheamă, afectat de doi băieți din România. Așa. Era o persoană mai liniștită și afectată de ceea ce se întâmplase și au început să facă bullying cu mine în închisoare. Unul dintre ei îmi a Vrei să arăt că-ți bag furculița în ochi și nu mă interesează dacă mă bagă pe, cum se cheamă, pe izolare. Păi și ce fă cu tine, așa din nimic? Da, din nimic. Pur și simplu încercau să facă cumva să treacă timpul și să-și bată joc de mine, înțelegi? Când ești o persoană mai așa, mai introvertă. Ceilalți e... văd vulnerabilitatea da. asta și profită da, de ea. Da, și profită foarte mult. Profit. Da, uite, te întreb în închisoare: erau sau și din hai să zic și înainte, dar și în închisoare, ai întâlnit uh, persoane care au uh, comportament din ăsta sexual deviant? Adică Aici homosexual -am Sau... Din ce, din ce mi-aduc aminte era foarte strict. Dacă cineva avea comportamente homosexuale, da, e, e, erau, uh, erau, duși pe o secție specială. Okay. Deci Ți minte că n-au fost uh, n ai avut o... probleme de genul -au. am, au am auzit și eu că sunt diferite Închisori în care uh, Poți fi abuzat, poți fi abuzat mai ales prin România. Da. Poți fi abuzat de diferite comportamente sexuale, dar acolo n-am avut n-am avut probleme. Tu n-ai avut problema asta niciodată? Nu, nu. N-ai fost supus vreunui abuz de natură nu. sexuală. Nici întotdeauna când am, am avut contact cu persoane, exemplu la muncă unde muncesc Așa. acum în Olanda, jumătate din staff este LGBTQ. Uh -huh. Și trebuie să fii foarte atent cum vorbești cu ei, cum te comporți, nici să le dai impresia că lași ceva de dorit, le lași ceva de dorit, dar nici să nu-i respingi total. Și am încercat întotdeauna să evit persoanele de genul, dar n-am fost abuzat. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că e ceva grav. grav. E ceva tu, grav. Tu atunci în adolescență, în perioada asta când ai fost în Spania și așa, ai avut și o parteneră nu, nu, că aveai relații nu, avea nu cu cineva nu, apropiat? Nu. Nu, n-ai nu, investit în asta? N-am investit timp în asta. Intenția mea era doar să-mi câștig -a, a, pentru că nu supraviețuirea, un... da, okay. să supraviețuiești. N-ai mai ținut legătura cu nimeni din familie niciodată? nu, nu. nu. Asta? Nici cu sora? Familia nici... mi-am găsit-o după ce am ieșit din... După ce ai ieșit de aici? După ce am ieșit din închisoare. Din închisoare din Sora mea m-a contactat, cumva m-a găsit pe, pe Facebook și după aia mi-am găsit mama, sora, cele două surori vitrege, tatăl cumva, dar cu tatăl nu am vorbit. Păi stai, tu ai mai avut și surori de sânge, adică și Deci am o soră de sânge, care este mai mare ca mine are 35 de ani. Două surori vitrege, un frate vitreg de pe mamă și un frate vitreg de pe tată. Da. Și surorile, două surori. Cine te-a căutat fata asta, sora de sânge? Da. și și ea de unde știa de tine? Era mai mare decât tine? Era mai mare de mine, da, și știa da. Așa a aștia căutat după nume, probabil, sau așa? Da, m-a căutat pe Facebook și cumva s-a, s, -a, s -a nimerit să mă găsească. Foarte, am fost foarte afectat și emoționat când, când m-a găsit, când am vorbit cu ea. Deci nu vinea să cred. Eu nu știu câți ani iartă-mă că nu... Am se trei, 32 am făcut. Mulțumesc înainte. Mulțumesc. Să-ți sănătate. Da. Eu câte, câte ai potimit. Deci, la, în 2016, ai fost în închisoare în Belgia, asta înseamnă acum 8 ani, Aveai 24 de ani? Ceva de genul. Zic da. bine, da? Da. Doar 24 de ani. Wow. Eu îți spun pe dăți că nu, nu mai țin minte noțiunea. Da da da, 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 da. Doar, doar 24 de ani, da. incredibil. Și în, în, din închisoarea asta, cât ai stat acolo, tu ai mai consumat droguri? Nu, mai în Aha, am mai consumat după aia. Nu, C nu, în închisoare. În închisoare, da. Ai consumat da, în închisoare? Da. Deci aveai pe cineva care... Aveam de pe de cineva, era un sârb care i-a prins drag de mine și cumva România cu Serbia. Da, 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 da. Așa și îmi dădea pur și simplu. Tu Zicea. ai fost dependent de droguri? Da, am fost dependent. Am fost și dependent de asta ce luai? Unde? În închisoare? Da, da, ce... Hașiș. Hașiș. Ce, tra ce transportam eu. Da. Mm -hmm. E un drog ușor, să zic, un drog ușor, că e drog tare dacă stai să te gândești dar de 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 altele, da. probabil comparat drog ușor în comparare cu fumatul și alcoolul, că astea tot droguri mm -hmm. sau cafea. Dar uh, am fost dependent. Da, Până Cafeaua, acum cafea e drog? Cafeaua e drog? Din câte am auzit, da. Cafeina e un drog, cică. Da. Nu consum cafea. Consumam cafea, dar nu mai consum cafea. Consumai cafea? Da, foarte mult. Da. Consumai cafea și în același timp și fumai? Nu nu, nu, a, nu, nu cafea, nu. nu. Nu, nu, cafea. Fumai uh, hașiș și așa a, și uh, da, cu da, cafea în da, da, același da, timp. Da. Mai ales când eram închis, cafeaua era la ordinea da, zilei. Dacă stăteai și avea o ceașcă, aveam un ibric așa și cafea ne dădea cât vroiam. Okay. Dar de multe ori în cafea și în supă puneau... Uh, niște laxative încât să nu-ți vină pofta de a avea tentații sexuale cu, cum se cheamă, cu cei din dinăuntru. Uh -huh. Deci niște pastile colegii de celule. De, da, niște pastile mi-au spus cineva de acolo care a, avea câțiva ani și mi-a spus, vezi că în cafea și în ciorbă se pune un fel de laxativ să nu ai, să nu ai pofte uh -huh. sexuale, <sus> sexuale uh -huh. și tot felul de nebunii. Păi da. și, cum arăta o zi în închisoare acolo? Ce făceai? Bine, probabil că în funcție de locul unde ai fost, da? Așa? În aveam dar... un televizor, ne uitam la televizor, foarte plictisitor, toată ziua în celule. După ce mi-au mi schimbat programul, după ce am ieșit la muncă, activitățile au stat diferite. Am încep, începeam să lucrez de la 7 dimineața la 12, după aia aveam activitate pe teren de fotbal, jucam fotbal, diferite activități sale de sport, după aia ieșeam toți pe holul, cum se cheamă, clădirii, toți din celor, jucam șac, cărți, diferite activități și după aia, ora de seară, vinea masa, aici a fost mai deschis. După, mm -hmm. după ce am ieșit la muncă, tot a fost mai ok, adică nu simțeai că trece timpul foarte greu și stă în loc. Cumva, ziua trecea foarte repede. Având activitate. Mm -hmm. Și erai și cumva de folos pentru Da. Da, câștig un... câștigam și bani. Da, bani. mă plăteau undeva 200 de euro și cumpăram șampun, țigări, diferite, aftershave, diferite ce aveai nevoie. Dacă nu munceai, n-aveai chestiile astea. Îți dădea un fel de social, un, un credit social undeva la 10 euro Pot să poți să-ți iei o pastă de dinți un șampon. Și ceva asta e Da, necesar ceva așa. standard. da Deci păi de unde le cumpărai? Aveam o listă de cumpărături și acolo erau tot felul de și noi bifam pe listă. A, și vi le aduceau? Ne le aduceau Și ei. banii ei îi efectiv? Creditul era pe telefon, pe te avea te un te telefon pe holul, cum se cheamă, clădirii și, mm -hmm. da, și acolo îți verificai creditul și știai câți bani ai și cu ăla puteai și să suni. Bine, că eu nu prea sunam, nu aveam nicio Dar să sun. Da, nu aveam pe cine. Dar te-ai simțit singur? Eu? Foarte singur. Mă așteptam, am făcut cerere, când ea a fost închis, am făcut cerere la asistent social să, vin, să vorbesc, să comunic. Știu că a venit o doamnă de la asistență socială și am vorbit, mi-au adus diferite cărți, cum se cheamă, pixuri de desenat, mm -hmm. cumva să poți să Ești ai activitate, da. Și... După 2016 s-a schimbat un pic viața ta? Da. După închisoare? Da. Am ieșit, după ce am ieșit m-au trimis în țară. M-am apucat... Obligat în țară? Obligat în țară, m-au extradat. Și nu mai, ai, nu mai aveai voie să te reîntorci? Aveai interdicție? A, nu mai știu. Nu cred că mi-au pus interdicție, nu mi-au zis nimic de interdicție, doar că m-au trimis în țară pentru că dacă îmi dădeau drumul acolo, Așa. exista posibilitatea să mă apuc din nou de droguri, neavând o locuință unde să stau și pur și simplu ieșeam de acolo, ieșeam pe stradă. Bine, și în România nu prea aveam conexiuni, dar cumva mi-am găsit pe cineva. Era țara să stau. ta, totuși. Adică, da. din punctul lor de vedere, exact. ar trebui să vii exact. Cu și m-au trimis în țară, dar fără interdicții. Nu mi-aduc aminte să fiu fi impus interdicții. Înainte să o am pe Miriam, da. am trecut printr-un... printr-o depresie destul de severă. A fost și... A afectat cumva și clima dar uh, și locul, ești un loc străin nu cunoști așa tare mulți oameni ești uh, mai uh, relațional vorbind din nu ei mai închiși. da, e, sunt un popor așa mai, până te cunosc sunt mai reci uh, a, și așa este. zona în care locuiesc. Da. 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 da și da, a, apropo de asta că apoi o să uh, acolo iarna se întuneca destul de vreme, nu? da, iarna mai, mai ales uh, din luna noiembrie până în martie, la ora 3, unde locuiam noapte. noi, da, wow. începea să, să, să se întunece. Și, și răsărea soarele la ce oră? la 9, 9 și. Deci erau da. doar 3-4 ore de. 3, 12. 9, 12 wow. Da. Câteva ore de. Da. 5, și 6 ore vara de. Vară, soare. schimb, soarele pe cer era la 10 seara și. Soarele răsărea pe la 3 ceva 4-5 dimineața. Era soarele pe cer. Dar, voi nu v-ați acomodat acolo? Așa, și perioada asta de depresie te-a afectat uh, extrem de mult? Cumva, da. Atunci m-am și depărtat de Dumnezeu. Atunci a fost și perioada ateismului din viața mea. Poți să fii mai explicită? Dar da, e interesant. Uh, Cumva și poate depresia a afectat această Așa. situație, dar și îl vedeam pe Dumnezeu destul de departe în viața mea. Simțeam că nu mai lucrează, simțeam mă depărtasem de el, eu m-am depărtat, dar cumva că nu-l mai simt nici pe el aproape de mine, chiar dacă eu m-am depărtat. Acum, bun, depresia cum se manifesta? Ce se întâmpla efectiv Ai în viața ta? Te temeri că nu mai Așa? poți sta, cumva știi că există o putere, știi că există Dumnezeu, dar nu mai poți sta nici singur, dar nici nu-L mai vrei pe Dumnezeu în viața ta. Au fost și... momente în care te-ai gândit, nu știu, la suicid sau... Uh... Da, da. Mi-aduc aminte că călătoream cu mașina și eram singură și plângeam și spuneam domnului, dar de ce nu intervii cumva în viața mea? De ce nu lucrezi uh, cumva într-o situație? Nu te mai văd, nu te mai simți. Dar se întâmplase ceva propriu? Adică vreunul dintre copii suferise nu, ceva nu, sau... Nu, nu. Pur și simplu, așa, din nimic? A, pur și, a, a fost cumva... Sau te-ai certat cu soțul? Nu, sau a fost? Nu, nu, nu. A fost cumva nemulțumirea, neîmplinirea. Parcă vroiam ceva mai mult. Bani? Și bani, okay. dar și să avem o locuință noastră. A, apoi dați să să... cu chirie? Da, da, da. Probabil okay. că era da, destul de scumpă și... Da, și eram doar, trecuse doar 2-3 ani de la... de când ne mutase. Deci era o problemă de natură, nu știu, financiară, da, o neîmplinire și... profesională... Da, or, o venit așa mai multe și limba, încercam să okay, să bariera asta de limba. Da, bun. da. Și că nu pot să cauți cumva entuziasmul meu a fost să mă duc în Suedia și o să-mi caut lucru și o să fac așa și o să ajung și că nu s-a întâmplat aceste lucruri, nemulțumirea din inimă cumva m-a tot... Soțul tău muncea mult? Da. Venea târziu, pleca de vreme. el cumva lucrul lui era până la o oră destul de ok, 5 după amiază, dar aș mai lua și el este mecanic de meserie, mecanic auto, aș mai lua uneori și mașini extra pe care le reparați. Da, uh -huh. și cumva, pentru că plecasem cu niște datorii, vrem cumva să le achităm. Da, da. E normal, da. Da. erați la o, și... și încă sunteți la o vârstă la da. care... <laughs> Trebuie, dacă activitatea fizică da, poate necesită fi sunt perioade. În mai ales dacă este și în demonatic, cu atât mai mult. Da. Okay. da. Relația dintre voi doi era una bună? Da. -ați da avut în perioada aia n-au fost probleme între tine și el. Nu, nu, okay. nu, nu. mai știu neînțelegeri uh -huh. ca în orice familie, așa mici, dar întotdeauna am încercat să le. Nu, încerc uh, doar să da. îmi dau seama care a fost cauza da, sau da, da. care erau cauzele. Nu, cauza care Cauza era, era nemulțumirea mea, neîmplinirea. Nu mea. te mai rugai? Începusem să nu mai, cumva, să nu mă mai rog, că știam că oricum nu mă ascultă ah, okay. Dumnezeu. Și, pentru că mi era înțeleg, și De Deci, te-ai supărat pe Dumnezeu? Care era? Doar astea? Așa, super, par a fi superficiale. Da, uh, și clima de acolo. Ok, atât de mult contează, da, da? Foarte mult afectează când mereu plouă în fiecare zi. Și era Și oamenii de acolo sunt așa de deprimați tot timpul? Nu, pentru că ei nu fac ca și noi românii. Noi așa. românii lucrăm foarte mult. Da. Ei și au timp de vacanțe în alte țări unde sunt ă, ă, țările mai cu soare, Spania de obicei. Mm -hmm. ă, și ies destul de des pe perioada asta. Eu Interesant. mi aduc aminte că mi s-a întâmplat ă, acest episod cu depresia în aceste luni de iarnă, noiembrie, ceva de genul. Și mă simțeam așa și parcă nu era soare nici afară, dar nici în inima mea. Și o rărisem, da, chiar o rărisem și cu rugatul. Și venea tot așa, mersul la biserică, tradițional, dar nu eram prin Biserica era de limbă română sau? A... Mixtă. Mixtă. E, Mixtă. e o biserică internațională. Da, a... da, da, okay. da, da. Și vă înțelegeți acolo în engleză? În uh, în, da, în engleză, română, suedeză, fiecare aveam <laughs> cercul cercuri. Vorbim nostru despre de... biserica adventistă, n-am da, numit-o da, până da, acum. Da, okay. da, da. Întotdeauna în biserica adventistă. Ai rămas aproape de biserica da, adventistă. Da, tot da, da, Ok, dar nu te împlineau. Lucrurile nu -am plineau, nu împlineau. Și cum ți a venit în minte ideea asta de a te sinucide, adică aveai totuși trei copii? Da, de aveai? știu, uh, depresia era destul de severă. Și mi aduc aminte că eram singură în mașină și conduceam așa. și am spus. Dacă merg mai cu viteză, oricum, eram așa mai viteză umană de felul meu, dacă merg mai cu viteză, și gata, viața mea, petru se descurcă cu fetițele, și ceva îmi spunea că nu, mai așteaptă, mai așteaptă. Și plângeam și conduceam, și am spus, nu, m-am întors acasă, după câteva zile, am luat Biblia și am spus Domnului, știi ceva, dacă tu chiar existi și dacă chiar mai ai un plan cu mine și mă iubești, trebuie cumva să mă ajut să ies din această stare. Erai conștientă de da. starea asta? Da, da, da. De sănătoasă. Și asta a durat săptămâni în depresie și soțul meu mă înțelegea, dar nu sim simțea cu mine, dar nu înțelege o dar nu știa persoană. cum să te ajute. Exact. Uh -huh. Și nu înțelege. Încerca să vină mai devreme acasă, mă ajuta cu treburile, cu mâncare, cu fetițele, deci unde putea Relația chiar... voastră de apropiere, de intimitate, era potrivită? Sau deja a început să se răcească cumva? Uh, Numai nu, era... nu, 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 era ok, uh -huh. stabilă. Uh -huh. Da, dar în această perioadă cumva ieși un pic așa mai distant. Și n, -ai, n -ai încercat să cereți un ajutor din exterior? Că abia uh, apoi vreau să ajungem da, la Biblie să te întreb da, toate astea. Că, da. uite, eu sunt convins că sunt multe persoane da. care se confruntă cu situații de genul ăsta pe care aminte, le amintești tu. Da, mi-aduc aminte că i-am scris fratelui Nicu Butoi Da, pastorului Nicu da, Butoi, da. Și mi am spus situația mea și dânsul ales să se roage pentru mine, mă încuraja prin uh, uh, încurajări din Biblie și prin ceea ce Domnul îi punea pe inimă și mi-a fost de ajutor și mi-a mi recomandat să citesc în continuare, chiar dacă nu înțeleg, să citesc pe Biblie, să pot să mă rog. Adică ajunsese la momentul ăla în care citeai, dar pentru tine nu însemna da. nimic. Deci totul mi se păreau povești. Povești. Wow. Deci, Atât de mult da, ajunsese? Da. Adică tu crescut în familie, exact. cu Biblie acasă, cu rugăciune da. și la masă și înainte de culcare exact. și... Ajuns, -a, ai ajuns până la nivelul la care da, să zici că deci, cartea asta pe care o ai adus-o tu exact, acum cu tine că e a ta, da. să fie o carte de povești. Da. Wow. Mai ales mă gândeam chiar oare s-a întâmplat acest episod cu noi, cu Iona și tot era așa de departe, parcă le-am mai auzit cândva. Deci această situație prin care treceam a fost ca un vis, ca un coșmar prin care treceam. Aș fi vrut să înțeleg Citeam un verset de câteva ori, dar nu mai înțelegeam. <laughs> și chiar făcea conexiune în capul meu cum era, se spune în versetul acela că uh, dacă nu mă înșel în Ioel, scrie că Așa. fetele frumoase și feciorii uh, se vor uh, top Topii sau ceva de gen așa după tânjeau după și nu mai înțelegeau cuvântul. cuvântul. Da. Deci tânjești după cuvânt dar nu l mai înțelegi. Tângeam după cuvânt Îl să voiai, citesc. dar nu da. nu percepeai. Dar nu mai percepeam n efect asupra ta? Nu. Nu mai înțelegeam, pur și simplu nu mai Da, înțelegi. te te uitai la filme sau nu, făceai nu, altceva. Nu am fost niciodată adept așa. Păi și timpul în cu ce a... ți-l ocupai? Sau ce ce ți nu. intra în loc de Biblie sau de de relația cu Dumnezeu? Spre ce te concentrai? Ce, ce alte ac activități? Sau? Da, uh, aveam Facebook okay. și întotdeauna, mai ales după ce veneam de la școală, îmi plăcea să văd dacă ce cineva. Ca, nu, mă, ce și ca ce sunt? fac alții, dar uh, și să-mi dea like-uri. Tânjăm ah. după apreciere, Tânjeam după. Dar acum mai ai Facebook? Nu. Păi, te-am te căutat <laughs> de te trebuie <laughs> să mă turistez ăsta, că <laughs> no. te-am căutat, dar nu nu pentru că cumva am văzut că acesta mi-ocupă mult timp wow. și cumva mă ducea la neîmpliniri că și eu vreau deci, să... Deci tu postai diferite fotografii sau... Da, fotografii știu, cu familie cu fa okay. și, A, și... Așa te uitai să vezi... Da, cine mi-a dat like și veneam de la școală ți minte că primul lucru care îl făceam, așa. mergeam la calculator și verificam Facebook-ul să văd am primit like, deci tângeam cumva după apreciere, după această da, situație ca alții să înțeleagă și să vadă ceea ce cum am ajuns noi sau cum suntem noi. Era cumva, și o, cumva o, o, frustrare în... sau nu știu, acum uitându-te în urmă faptului că la un moment dat nu ai avut uh, sau mă rog au fost anumite neîmpliniri, n-ai avut uh, resurse financiare în adolescență, în copilărie și asta cumva da. era un mod de a demonstra că uite unde am ajuns Poate, poate că a fost și aceasta o cauză, și atunci când am ajuns mm. să am bani și să așa, cumva să arăt că și eu am, și eu pot, și eu sunt uh, demnă de a face ceva. Și domnul, Chiam, chiar m-a lăsat în aceste situații și chiar mi-a fost de folos această depresie. Wow. Acum înțeleg. spui da, tu asta? Da, acum, acum, dar atunci nu atunci vedeam totul negru, totul gri Dar și... se au răsfrâns cumva atitudinea asta și în fața de copii? Nu, cumva uh, în fața lor da. eram ok Jucai dar, o altă da, exact, față Exact, de dragul lor okay. Dar îi spuneam la Petru, nu știu, viața și când mergeam cu mașina, cu ei mi se părea totul așa de sumbru de întunecat în jur uh, ți minte că am povestit așa cu unele prietene ele erau surori de la Pentecostali, aveam copiii la aceleași școli și mai povesteam și mă încurajau mult cu făgăduințe din Biblie și cumva înțelegeau stările prin care trec și spuneau să știi că sunt aceste efecte și din cauza vremii, afectează destul de mult această perioadă și de aceea trebuie să știi cum să gestionezi această perioadă și spre ce să te îndrepți. Și cea mai bună sursă e tot spre Dumnezeu în aceste perioade. Da ție nu-ți venea să crezi. <laughs> Cred că sunt așa niște cuvinte spuse doar să fie spuse. Da. Și mi-aduc aminte că m-am pus în genunchi în sufragerie și am spus Domnului, dacă Tu existi cu adevărat și așa, dacă mai ai un plan cu mine, trebuie să mă ajuți să ies din această stare. Nu-mi place. Și am auzit așa o voce în mintea mea foarte clară care după aceea m-a făcut să întorc și capul Să văd dacă chiar sunt singură în cameră Pentru că era și temerea aceasta De a sta singură acasă okay. Și a spus Harul meu îți este îndeajuns Și o voce foarte clară de... Tu crezi că a fost o voce? Deci am auzit Această voce în mintea mea foarte clară N-am auzit o voce așa Ca și cum vorbesc cu tine Dar în mintea mea a fost destul de clară harul meu îți este de ajuns. Nici nu mă gândisem la acel, pentru că nu mă mai gândeam la versetele din Biblie în ultima perioadă. Și am știut atunci că Dumnezeu, cumva m-am trezit și am știut, tu chiar existi, eu nu înțeleg din Biblie, eu o să continui să mă rog să citesc și datoria ta să mă ajuți să înțeleg. Mi-am cerut iertare Domnului pentru nevegherea mea și pentru că le-am întristat și am știut că el nu se uită la aparențe, el se uită dincolo de... Ce spuneai la început da. el se uită dincolo de... de... Și asta m-a făcut să înțeleg oamenii și să încerc să nu-i mai critic pentru că dacă Dumnezeu a avut atâta milă cu mine și m-a înțeles și nu m-a lăsat să-mi fac rău să-mi distrug viața și să nu mai fiu înseamnă că a avut un plan cu mine în și... perioada respectivă au fost și momente în care, nu știu, te gândeai să... Am văzut persoane cu depresie da. care la un moment dat fac multe acțiuni din astea de a, nu știu, asupra trupului lor. Nu, nu, se, nu, nu n n am fost... avut. Nu, doar acest incident cu mașina. Nu, am încercat cumva să fiu... să nu las minte chiar să să stea în această situație. Cumva încercam și mă luptam să -mi mut mintea în alte, spre alte lucruri, să încerc să fac curat, să scot tot felul de chestii din tulap, să le șterg, cumva să nu mă mai gândesc acolo. Eu am avut tot un mare pe creierul mic, aproape de trunchiul cerebral. Am avut foarte puține șanse să ies din uh, operație fără uh, fără vreun defect. Wow. <laughs> Și ce vârstă avei? Dacă tu zici, ne povestești asta, că se întâmplă la liceu și ai zis că deja uh, trecuse... Nu, eram, eram a șaptea, dar încă... eram a opta, mint. <laughs> eram a opta. Așa? Și eu făceam tratament. Uh, tratament în a opta încă. Tratament oncologic? Da, da. Okay. Chimioterapie și radioterapie. Eram încă între a opta. Uh, cred că aveam 16 ani. 15. Cam așa. Nu, mai puțin, dacă era 8 a 15. 14-15. Da. Cam așa, da. Uh, și tu și... ai fost diagnosticată cu. Meduloblastom. Tumora... Cum se numește? Meduloblastom. Wow. Ai învățat <laughs> cuvântul ăsta, nu e simplu de, de ținut minte. Da, câți ani aveai când ai fost descoperită cu. Uh, tot așa, 14-15. 14, 15 14 ani. ani. Deci, ok. Și cum, cum s-a manifestat asta? mai Sincer, nu aveam uh, simptomele pe care le-ar fi avut o persoană cu ce am avut eu. Uh, am avut doar dureri de cap, foarte așa. durave. Uh, medicul de familie m-a trimis uh, la un orele. Așa dintr-o dată a început să te doară capul într o dată sau a, un în timp? timp Și unde te durea? Care parte a capului? Sau... Uh, fruntea. Uh, la un moment dat mă durea așa de tare nici nu mi dădeam seama exact unde mă doare. Uh, a început încet, eu aveam purtam ochelari. Okay. Uh, mai aveam dureri de cap când nu purtam ochelari, mă gândeam și la chestia asta. Uh, am mers la medicul de familie, mi-a dat trimitere la uh, oftalmolog. Așa. Am fost uh, dânsa, mi-a spus că nu mai am nicio problemă. Deci am scăpat de ochelari. Uh, am stat așa o perioadă, cred că câteva săptămâni. Am, am dus iar la oftalmolog, m-a trimis iar doamna doctoră de Din cauza durerii de, da. de cap pe care tu o acuzai? Da, da, da. Dar nu pentru că nu vedeai? Nu, okay. de durere de cap. Uh, a zis că să mă duc tot la oftalmolog, că poate citești prea mult, poate stau prea mult pe telefon și așa am făcut vreo trei drumuri la oftalmolog. Până când v-am uh, luat noi inițiativă și l-am dus la un neurolog de urgență, la un neurolog privat. Da, te durea capul sămătă. constant? Uh, da, da, da. Eu luam pastile constant. Uh, ajunsese pe noapte să iau patru pastile de uh. dureri de cap. Da, asta le luai la, la prescripția medicului sau pur și simplu ziceai, uh. ai tăi? Că uh. Nu, uh. Uh, Nu, duse medicul să iau la durere. dar că eu, dacă aveam durere durere mereu, luam când puteam. Nu puteam să stau cu durerile, erau groaznice. am mers la neurolog, mi-a spus că am o semipareză pe partea tâncă, parcă. Simțeai ceva sau? Nu, nu Era doar la nivelul, la nivel cerebral? Nu, dânsa mi-a spus că se vede. Adică dânsa vedea, noi care stăteam în casă, unul cu celălalt, nu se vedea. Era o semipareză, nu era chiar okay. vizibil. Uh, de însă a văzut prin toate testele pe care mi le-a făcut. A văzut. Mi -a făcut, uh, a văzut. Uh, după aia a chemat în timpul săptămânii la spital să-mi dea da. trimitere la un remene. Am făcut un remene și aveam o tumoare pe creier mic de vreo 5 cm. Wow. <laughs> Mai ai cumva... Uh... Nu știu, radiografia aia sau cum se numește, CT-ul, Da, da, da. Alea? Am am. Poți să ni le dai și nouă? Da, că am da? stat acasă. Am sigur, okay. dar nu nu știu dacă am sigur imagini de atunci. Eu wow. Sunt la spital. Deci, 5 cm înseamnă cam așa? Da, da, da. E, era mare. Wow. Mai ales că era pe de trunchi, era pe lângă toți mușchii. Puteam să rămân cu un handicap grav. Mi-au dat vreo 10% șanse să ies din operație fără nimic. Wow, deci aveai 14 ani. era clasa 7 sau? 7 spre 7 spre opta. Da. Era în decembrie 2016. Wow. Decembrie 2016, da, atunci am fost în urgențe pentru că doamna doctor neurolog mi-a dat trimitere. nu am găsit mai pe nicăieri, nici cu bilet de trimitere, nici cu bani, nici cu nimic. Am găsit la o săptămână distanță în Tehirghiul la sanatoriu uh, doar că cu două zile înainte ne-au sunat să ne spună că s-a stricat aparatul <sus> și o noaptea aceea când am aflat asta am fost uh, la urgență în Constanța la Spitalul Mare și am acuzat și eu mai multe chestii ca să mă bage la un CT să fac ceva să nu stau degeaba acolo. Mi-am spus că am și grețuri și dureri de cap și febră, cu toate că nu le-am avut, aveam doar dureri. Și Dar erau am... dureri foarte, foarte mari. Da, 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 da. Eu, când am intrat la medic, medicul s-a luat de mine și de mama că de ce m-au adus la urgențe pentru o durere de cap și o febră. Hm. Și până la urmă, prin rugămințele noastre, Uh, ne-au băgat la un CT după o, o grămadă de ore și m-au internat în seara aia după ce au văzut tot și tot așa s-a luat de noi medicul că de ce am stat atât <laughs> ai fost dintr-o extremă într alta da, da, da <laughs> și se supărase medicul că am ales să ne ducem la București uh, la doctor uh, tot acesta spunându-ne că nu au chirurgie pediatrică, neurochirurgie pediatrică la noi în spital și s-a supărat că am ales să ne ducem la București cu toate că n-avea de ce am ales ce era mai bine și mai... Unde, ai unde ați fost voi? La Marie Curie sau la Grigore Alexandrescu? Uh, la spital. La operație. La operație. Am fost la Bactasar. ah, Bacta, da, ok. Deci acolo au și pentru copii? Da. Ah, nu știu. Okay. <laughs> și uh, v-au zis de urgență să mergeți să, să faci operație? După ce au aflat asta uh, de la ce? Aceste... Da, m-au internat. După ce au văzut tumarea, m-au internat la neurologie, cu toate că erau numai adulți. Am stat... Uh, am stat singură câteva ore, că ai mei mean, au putut să suporte cu toate, că eu nu știam exact ce aveam. Nu ți-au spus? Nu, eu știam doar că am o... Bine, atunci îmi spusese că am o gogoașă de sânge. Wow. <laughs> uh, și că trebuie să ajungem la București, să o scoatem și aia a fost. La părinții tăi cam ce vârstă aveau? Uh, mama e în 78, tata e în 80, 40 și ceva. 40 așa. Erau tineri. Da tineri asta am aflat și eu după că ei s-au dus amândoi acasă să facă bagajele pentru că nu puteau să stea știind adevărul mm -hmm. și s-au întors după câteva ore eu vorbeam pe atunci cu o colegă, cu cea mai bună prietena mea și asta cu mine cât s-au întors ai, până s-au întors ai mei cum a decurs? <coughs> Ei, -au, medicul de la Constanța, v-au sfătuit să mergeți la Bactazar? Uh, da, până la urmă, când am ales să mergem la București, ne-a sfătuit să uh, mergem la Bactazar. Adică ne-a chemat ambulanța și ambulanța acolo ne-a dus. Okay. Nu știu exact dacă dânsul a specificat Înțeleg. asta. Și operația cât a durat? Sau la cât timp după momentul în care ai ajuns în București? La cât Eu timp -am a avut chiar uh, zilele acelea cu sărbătoare, cu Sfântul Andrei, în mm -hmm. 1 decembrie. Uh, Când erau oameni liberi. Uh, 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 liberi. Foarte wow a fost faptul că la Constanța mi s-a pus uh, un calmant da. și până la operație nu mi s-a mai pus nimic, adică n-am mai avut nicio durere. Wow. Deci uh, așa și cam cât a, trecut? A Dumnezeu. Cam cât a trecut? o săptămână. Wow. Așa a lucrat Dumnezeu. Dar ție când ți-au zis că de fapt ai o problemă? Că, sau când ai aflat tu că de fapt problema ta nu e una chiar simplă așa? Uh, După operație sau înainte? În, înainte, da. înainte. Și a rostit cineva pentru... cuvântul cancer? Cum? A rostit cineva pe, înaintea ta cuvântul cancer? Uh, nu mai țin minte, sigur. Uh, dar oricum, mi-a spus mama, mi-a povestit uh, pentru că dacă am avut la cap, trebuia să mă tundă și okay. eu nu voiam chestia asta. Tu aveai păr lung? O, cam tot cam așa, așa, puțin așa mai cu... lung. Uh -huh. o, trebuia să mă tundă și eu nu voiam. Și până la urmă a trebuit să mi spună că oricum ajungem la chimioterapie, părul o să cadă și nu are rost să, să stăm cu părul, să ne chinuim. Acesta amuxindu-se de sânge și o perioadă nu aveam cum să-l spăl. Ar fi mirosit guraznic. Așa că mie, oricum, nu mi-a fost frică. Nu am avut frică de operație. Mai mult mi-a fost uh, frică de momentul când uh, voi fi tunsă. Asta am să te întreb. Ce reacție ai avut când te-ai uitat în oglindă și nu mai aveai păr? Nu m-am uitat în oglindă. Nu te-ai uitat? Nu. Nu, nu am vrut să mă uit. O perioadă... Da cine te-a tuns? Uh, frizarea spitalului. A fost traumatizant pentru tine, momentul. Da, da. Eu plângeam din cauza părului. nu plângeam că mă duci la operație. Eram am scaunul un lucru rotile și am plâns până la operație. Ai ceva până... poze de atunci? Of, nu. Nu. N-ai nu, și... vrut? Nu, nu, n-am vrut. O, posibil să găsești pe la tata, că tata mai făcea poze așa. Dacă găsești, să ne dai și noi. Da, da, da. O să caut. O să-l întreb pe el că el sigur are el mai făcea poze. În schimb, eu... Da, văd trebuie. că după povestești așa cu zâmbet pe buze acum. Da, pentru că am trecut fără, fără, probleme, am avut sprijin în spital, am dat niște copii super de treabă și mi-a trecut tot timpul super repede. A, în Institutul Oncologic, unde am făcut Uh, chimioterapia și radioterapia am avut parte și de locul de joacă, camera de joacă oferită de Little People unde uh, cu ei uh, am fost și în tabere gratuite oferite wow. de ei Dar până acolo, operația ta a durat câte ore? 4 ore cam patru așa, patru. De, ei estimaseră 8 ore pentru că era uh, amplasată cumva complicat dar de la o zi la alta, putumarea mea să. Și cum îți explici asta? S-a mutat. Cum îți explic? S-a mutat? Da, da, da. S-a mutat uh, cumva în exteriorul nervilor <gânt> și a fost foarte simplu să o scoat. Wow! Dar da. ei când au intrat în operație nu știau asta? Nu. No. Au observat după ce au deschis? Da, ei uh, au am făcut să cete în seara de dinainte. Și era acolo unde știau că... Da. Se mutați foarte puțin. Au de găină. Se foarte puțin, dar cât să fie bine pentru wow. ei. Wow. Dar cum îți explici asta? Păi, e clar că a fost mâna lui Dumnezeu. Tu te rugai? Da, normal și toată lumea era, era alături, mai ales că uh, făcusem și o cerere de sânge mm. și la Radio uh. Speranța. Și radio, la speranța, speranța TV, mm -hmm. audise mai toată lumea și toată lumea se ruga pentru noi. Wow. <laughs> da, oricum cât am stat în spital până da. la operație, da. CT-urile pe care le făcusem, tot așa, erau foarte uimiți de faptul că tumoarea mea tot se mișca. Se mișca în părți mai bune și... Erau foarte uimiți și ei. Și că când au scos într-adevăr, a avut 5 cm? Ți-au da, zis ceva? Iar a fost totuși mare. Centimetri. Da. Dar s-a dus în alte locuri, încât să fie mult mai ușor de scos de acolo, fără da. să-ți afecteze. Tu spuneai la un moment dat că exista riscul să paralizezi? Da. Da, da, da. Și cum ai intrat cu teama asta acolo, în sala de operație? Nu am intrat cu teama nu, n-am n-am cu teama, Dumnezeu mi-a fost alături și nu știu, a fost dar dacă s-ar fi întâmplat simil. asta la vârsta pe care o ai acum acum nu știu fi fost, fiind pe secție de adulți așa nu știu cum cum ar fi de asta mă gândesc că dacă o să recidiveze doamne feriște vreodată nu știu cum o să trec veste. sper că tot așa Ușor, dar <laughs> vedem ce o să ne rezerve viața. Dumnezeu știe mai bine. Dar nu ai fost supărată pe Dumnezeu când ai aflat vestea? Mm, nu, știind că Dumnezeu programează lucrurile așa cum trebuie. Mai ales că nu ajung lucrurile astea mai grele persoanelor care nu pot să le ducă. Adică, tu vrei să zici că Dumnezeu ți-a dat să duci asta, știind că nu, tu că poți Dumnezeu să duci? asta. da, da. Și știa că poți să duc. Și a îngăduit să se întâmple asta cu tine? Da. Fiind o lecție și pentru mine și pentru. Aveai nevoie mea. de o astfel de lecție? Poate a fost o lecție și pentru alții. Nu neapărat pentru mine sau pentru familia mea. Oricum, ne-a și unit ca familie, posibil și. Și asta a fost. Era vreo problemă atunci? Nu, dar pot să zic că am fost mai uniți după aceea. Și a venit și Aida în timpul tratamentului. Ultimele cure, două, trei cure de chimioterapie le-am făcut cu tata în spital. Aida era Acum. destul de mare în purtică. Ok. Wow. Da. dacă ar fi să te uiți... La momentul operației, puțin după, că o să povestim și despre ce s-a întâmplat în perioada de chimio și așa, uh, și radioterapie, uh, cum îi simțeai pe ei tăi? Mama a stat tot timpul cu tine, mama ta? Da, 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 da. Cum o cheamă mama ta? Monica. Monica. O eroină? Da. Cât timp a stat cu tine în spital? Păi, a stat cu mine non-stop. Și cât timp ai stat în spital din momentul în care ai aflat vestea asta, era decembrie 2016, ai stat până când? Da, 2016, până în martie 2018. 2018? Da. Deci 2 ani? Da, da, cam așa. Wow. Bine, nu a, nu a, nu fost, fost non-stop, dar păi tu da, tu ce ai semnat tratament și... Da, la un moment dat stăteam două păi și acasă că, și mă întorcea. Înseamnă că dumneavoastră la... -a, a renunțat la muncă și la... Nu am început niciodată, mamă. Ah, Tata a fost păstă cel care a dus, noastră. Dacă el poate să pățească ceva, noi să fim un pom. El a fost mereu stâlpul nostru. Wow. Da. Și pe tata cum îl cheamă? Ionuț. E erou Da, da, da. da. Ce întrebare pun și eu. Se cu tata. Da. Ești fata lui tata. <laughs> Se cu tata, cel puțin când am fost un scurt, S-a văzut asemănarea pentru că tata e chel. Okay. Ah, deci e de al meu. <laughs> Sau eu sunt de al lui. E, e chel și avem aceeași formă a capului. O. Ne semănam. Uf, da, i-ai văzut, i, -ai văz... I -ai surprins vreodată plângând? Da, mereu când eu nu am avut niciun simptom pe timpul de chimioterapie, radioterapie, ceilalți. Prietenii mei Aveau vărsături, nu puteau să mănânce, să bea apă. Eu n-am avut nicio problemă. Eu ieșeam din, din salon fără nicio problemă, mâncam chiar foarte mult, cu toate că nu puteam să mănânc fără sare cum mi se recomanda, mâncam, mâncam, beam, nu aveam probleme. Și cu toate astea ai tăi, ei, că de aici am pornit, îi, îi vedeai plângând, îi ai surprins? Nu. nu. Nu? Niciodată? Nu. Nu. Nu, nu mi dat aminte. Dar tu ai plâns? și minte ei, că ei, eu am plâns. Îi, să... îi întrebai, dar de ce eu, de ce mie, de ce... Da, ei mi-au spus că se știa că eu o să pot să duc și de asta mi s-a întâmplat mie și nu altcuiva. Gândindu-mă că putea să se întâmple asta surorii mele sau altcuiva. Era o fată, put era, era o fată puternică? Da. Mă și consider puternică. Da? Puternică și emoțională. Emoțional, prin asta. emoțional da, da. Pe atunci eram, acum nu știu ce să mai zic. Uh. Plâng din orice. Da? Cel puțin pe timpul sarcinii începem să plâng din orice, că de ce trebuie să stau eu la perete <laughs> <laughs> și începem să plâng când că, te duceai în eu. salon sau Cum? zici de ce trebuie să stai tu la perete în sensul de asta când stăteam acasă, acasă. și okay. Okay, okay, okay. dormeam de exemplu cu sora mea sau cu uh -huh. ok <laughs> înțeleg uh... În perioada în care ai făcut chimioterapie spuneai tu despre prietenii tăi care da. veneau chimio și radio. Cât timp ai făcut? Câte ședințe? Uh, 11 ședințe de chimio și 30 de radio. Și părul ți-a căzut de tot inclusiv la scurt în perioada în care ai făcut chimio? Da. da, Și da. Deci erai pur și simplu piele. Da, da, da. Piele. Și a. era la Acolo ai avut curajul să te uiți în oglindă? Uh nu, nu, nu mi-aduc exact aminte. La un moment dat m-am uitat. Um, mai ales că în perioada când îmi cădea și părul acela scurt, că îmi crescuse părul după operație, um, aveam niște turbane în căciuliță no. care se umpleau mereu de păr și n-am avut cum să nu mă uit. M-am uitat. Da, foarte puțin. Nu făceam poze, nu... Asta a fost cel mai traumatizant da, lucru pentru da, tine? Da. Păi, am... Ți-am zis, a fost foarte simplă pentru mine chimioterapia. Am trecut fără griji. Și radio? orice tratament. Radioterapia? Radioterapia, tot așa. A fost și mai simplă pentru că... A, a, era un concomitent sau întâi chimio și apoi radio, sau cum? Nu, am făcut pauză de la chimio și după am făcut radio. După am, am continuat cu chimia. În perioada asta am povestea despre prietenii tăi. Prietenii tăi uh, și ei bonlavi de da. diferite tumori. De, de exemplu, ei n-au trecut peste. Adică? Ai pierdut prieteni? Da. S-au dus. Ce vârstă aveau? Uh, eram cam de aceeași vârstă, cu toți. Da. <coughs> și ne făceam planuri ca să ne ducem unul la celălalt la majorat. Și no, nu s-a mai ajuns acolo. Chiar înainte să, să se întâmple nefăcuta prietenului meu cel mai bun din spital, Polvisase uh, îl visasem două săptămâni înainte și am zis să-l sun. Și am tot amânat, am tot amânat până să aflu că nu mai e. Și de atunci, de fiecare dată când visez o persoană cu care n-am mai luat contact de ceva timp, sun atunci pe moment, nu mai fac altceva. Oricum, e mai bine că s-a întâmplat atunci și nu mai târziu, pentru că suferea foarte mult. La el recitivase și și îi era foarte rău. E mai bine că a scăpat de tureri. Și... Nu. A fost... Uh, nasol când am aflat, pentru că... plecasem într-o tabără, eram cu voluntara care mă luase de la gară, și nu mi-a spus nimic. Știa că suntem prieteni foarte buni și mai fusese în tabără cu el. Noi făceam karaoke împreună, ne distram împreună. Nu mi-a spus nimic și am ajuns la cazarea lor, la cazarea medic. Și când am intrat pe Facebook, am văzut postări cu condoleanțe. Și ce reacție ai avut atunci? D am început să plâng instant, nici nu am mai mâncat, că comandasem și mâncare. Nu. Și n-ai... N-ai avut tendința să te cerți cu Dumnezeu să întrebi, dar de ce... De ce a... tu, tu, te te ruga pentru El să, se, să fie bine? Da, și da, cum îți explici că Dumnezeu n-a ascultat rugăciunea asta? A fost, poate a fost mai bine așa. Nu știm niciodată ce ne rezervă viața și ce planuri are Dumnezeu cu noi.